Până pe data de 22 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș vor acționa în cadrul proiectului Roadball Safety Days, destinat conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere în scopul adoptării de către aceștia a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. A fost dobită pentru necolosirea de drumul de siguranță. Da, sunt sancționată pe corlegii, da? Bine că care se întâmplă. Pentru că nu ați purtat centrală de siguranță, o să primiți o sancțiune contravențională, da? Așteptați la mașină până să vă procesez. Da, la mașină în toată este de Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au acționat la nivelul județului pentru susținerea proiectului Roadball Safety Days. Anul acesta fiind aleasă ziua de 17 septembrie ca ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere. Polițiștii rutieri împreună cu cei de ordine publică au desfășurat activități de informare în rândul conducătorilor auto cu scopul conștientizării asupra pericolelor aduse de încălcarea regulilor de circulație. De asemenea, le-au amintit cetățenilor factorii generatori de accidente de circulație, viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, conducerea sub influența alcoolului, folosirea neregulamentară a telefonului în timpul conducerii autovehiculului sau conducerea unor autovehicule cu defecțiuni tehnice. Astfel, la nivelul județului Călăraș, în data de 17 septembrie, nu a fost înregistrat niciun accident rutier din care să rezulte decesul vreunei persoane.